ministru secretar de stat, domnule inspector general, distinși invitați, onorată audiență. Ne aflăm la o mare sărbătoare astăzi pentru că, de fiecare dată, când inaugurăm un nou spațiu destinat salvării de vieți, avem un prilej de bucurie. Facem un pas în plus spre normalitate și spre siguranță. Suntem onorați de prezența la ceremonia de azi a domnului dr. Raed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, fondatorul Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, domnului colonel Marian Daniel Dragne, împuternicit inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, demnitarilor sălăjeni din Parlamentul României, domnului Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj, domnului Florin Florian, prefect al județului Sălaj, inspectorilor șefi, medicilor și asistenților medicale ai Sistemului Integrat de Medicină de Urgență din județele Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj, precum și a reprezentanților unor instituții și unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj. Le mulțumim tuturor pentru că ne sunt alături. Doamnelor și domnilor, de astăzi, 23 aprilie 2017, printr-un efort comun al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum Sălaj și al autorităților județene și locale, cu aportul Departamentului pentru Situații de Urgență al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în localitatea Sărmășag, ambulanța a smurt va deveni o prezență notorie. Un simbol al grijii față de om și viață. Căci o națiune care își neglijează sănătatea este în primejdie. Pericolul scade, însă sporind accesul la serviciile medicale de urgență adaptate zilelor noastre. E adevărat că acest lucru este o provocare și o oportunitate deopotrivă. O provocare pentru paramedicii pompieri și o oportunitate pentru cei peste 20.000 de locuitori din 18 localități ale județului Sălaj și 7 ale județului Satu Mare. Am plăcerea să-l invit pe domnul primar al comunei Sărmășag, domn Biotr Laianoș, să ne adreseze câteva cuvinte. Secretar de stat, domnule inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, stimați invitați, îmi revine deosebită plăcere de a vă ura bun venit în comuna Sărmășag și de a vă mulțumi pentru că ați dat curs invitației noastre de a participa la un eveniment important pentru comunitatea noastră. Inaugurarea punctului de lucru SMURD, un vis care astăzi a devenit realitate. Stimați invitați, doamnelor și domnilor, un proiect ambițios și așteptat de mult a prins astăzi conturi datorită faptului că există în jurul nostru oameni care știu că averea cea mai de preț este viața. Oameni care nu rămân indiferenți și spectatori la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Datorită acestora, este posibilă astăzi inaugurarea unui punct de lucru SMURD la Sărmășag, menit să apere viața oamenilor și bunurile materiale, nu doar din comuna Sărmășag, ci și din alte comune precum Bobota, Măiriște, Carastele, Chiești, Șamșut, Bocșa și Supur. Astfel, ca urmare a realizării acestui proiect, locuitorii din comunitățile rurale beneficiază acum de același tip de servicii ca și cei de la oraș, mai ales când este vorba de o urgență de o intervenție contra cronometrului. Nu trăim izolați, ci într-o comunitate în care avem nevoie unii de ceilalți, iar noi, cei care avem puterea de decizie, avem și o datorie față de semenii noștri. E suficient să-i prețuim și să-i iubim pe cei de lângă noi, să dăm dovadă de altruism și să fim capabili de sacrificii pentru a-i ajuta pe cei care sunt în impas la un moment dat. Doresc să mulțumesc pentru sprijinul acordat domnului Chichișan Adrian, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaj și domnului Ciunt Ionel, fost prefect de Sălaj în momentul derulării acestui proiect, actualmente primar al municipiului Zalău. De asemenea, suntem recunoscători autorităților publice județene care au investit capital financiar și de încredere în acest proiect. Salut prezența în mijlocul nostru a domnului Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj, pe care îl invit să ne adreseze câteva cuvinte la ceremonianul de azi. Mulțumesc, domnule ministru, domnule inspector general, doamnelor, domnilor. Scopul înființării unor asemenea puncte mult este în primul rând acela de a crea posibilitate de intervenție cât mai rapidă și de acoperire a teritoriului
în așa fel încât comunitățile care pot beneficia de aceste servicii să o poată face. Iar acest lucru nu este neapărat un scop în sine a unei autorități locale, ci este un obiectiv pe care decidenții îl urmăresc în toată țara. Este, în primul rând, o posibilitate de intervenție rapidă și complexă cu personal calificat. Este un plus de siguranță pentru locuitori și un plus de siguranță pentru mediul de afaceri. Pentru că, până la urmă, aceste intervenții sunt complexe și ele nu se limitează doar la transporta un accidentat sau un bolnav dintr-o parte în cealaltă, de aici până la cel mai apropiat spital. De aceea cred că acest moment este încă un pas pentru a acoperi teritoriul județului și nu ultimul, în așa fel încât posibilitățile de intervenție și rapiditatea și calificarea intervențiilor să fie din ce în ce mai bune. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru și faptul că sunteți astăzi aici, domnule ministru, domnule inspector general, este o dovadă a faptului că împreună autoritățile centrale și autoritățile locale pot găsi soluții chiar atunci când ele par mai complicate. Iată că nu e atât de greu dacă există o înțelegere corectă a fenomenului și a importanței lui. Mulțumim încă o dată! Din fericire, în România există modele de la care învățăm responsabilitatea de a fi cetățean și învățăm să iubim pe oameni necondiționat. De aceea, mulțumim în mod deosebit domnului Raed Arafat, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență și domnului colonel Daniel Marian Dragne, inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru sprijinul acordat în realizarea punctului de lucru Șărmășag. În semn de recunoștință, Consiliul Local al Comunei Șărmășag, întrunit în ședința ordinară din data de 19.04.2017, a hotărât conferirea titlului de cetățean de onoare domnului Raed Arafat, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență și domnului colonel Daniel Marian Dragne, inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Totodată, în semn de recunoștință și respect, se acordă diplomă de onoare domnului Chichișan Adrian, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaj. În calitate de primar al Comunei Șărmășag, vă mulțumesc în numele locuitorilor din această comună și din comunele învecinate pentru oportunitatea de a avea un punct de lucru smurt și pentru că prin tot ceea ce faceți dați o mână de ajutor vieții. Vă mulțumesc frumos! Secretar de stat, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorați colegi și stimat invitați, participanți la această activitate. Mă având în vedere că tocmai am fost declarați cetățeni de onoare, sunt emoționat în calitate de locuitor al comunei. Îi mulțumesc domnului primar pentru demersurile sale de înființare a acestui punct
de lucru la nivelul Comunei Sărmășari. Eu pot să vă spun că această discuție cu dânsul n-am avut-o perioada anterioară, este o discuție de 2 ani de zile, în care am analizat posibilitatea înființării acestui punct de lucru, în care am analizat posibilitatea asigurării unui timp de răspuns optim pentru cei peste 6.000 de locuitori ai comunei. Este drept și în anul 2016 această zonă și E81 și mai ales și Comuna Sărmășari s-a confruntat cu situații diverse, pornind de la incendii până la accidente în care am avut inclusiv pierdere de vieți omenești. Și considerăm și o susținem cu tărie faptul că la nivelul acestei comune era necesar acest punct de lucru și poate chiar în perioada următoare să întărim acest punct de lucru și această locație de deplasare a forțelor de intervenție, inclusiv profesioniste. Mulțumesc tuturor factorilor care au concurat la realizarea acestui punct de lucru și în special Consiliul Județean, care a sprijinit, așa cum spunea și domnul primar, de fapt o construirea spațiilor și amenajarea spațiilor pentru punctul de lucru. Inspectoratul General vă asigur că va asigura toate condițiile de desfășurare a activității optime a acestor echipaje și va continua demersurile sale la nivelul național pentru operaționalizarea punctelor de lucru, pentru scăderea timpului de răspuns și asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, vă mulțumesc tuturor pentru efortul care l-ați depus pentru operaționalizarea acestui punct de lucru și urez mult succes colegilor mei în desfășurarea misiunilor. Și noi vă mulțumim pentru cuvintele adresate. Cu onoare, aș vrea să-l invit să ia cuvântul pe doctorul Raed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență. Vă rog. Primar și stimați cetățeni, stimați colegi, cred că astăzi ce se întâmplă în zona dumneavoastră va avea un impact nu numai asupra dumneavoastră, ci asupra comunităților din jur. Și acest lucru este cert, de fapt. Pentru că un astfel de echipaj o să scurteze timpul de reacție pentru cetățenii nu numai din Sărmășag, dar și din zona limitrofă și înțeleg chiar intrând în județul Satu Mare. Asta este rostul acestor echipaje și acestor puncte de lucru care să le facă mult mai aproape de cetățeni și mult mai aproape de cei care beneficiază și necesită de fapt intervenția de urgență, fie că ea este pentru incendii, fie că este pentru asistența medicală de urgență sau orice altă formă de asistență de urgență care are cineva nevoie de ea. Iată. Și aici rolul autorității locale devine extrem de important. Județul Sălaj a dat exemplu prin construirea bazei aeriene pentru SMURT, care sper să o finalizăm anul ăsta, fiind niște documente chiar în curtea noastră la București, să le finalizăm, ca să poată Consiliul Județean să finalizeze investiția, dar și asta este un exemplu extraordinar care arată cum colaborarea între primăria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj și, bineînțeles, autoritățile din jur va permite că un echipaj să ajungă mult mai repede să salveze vieți. Bineînțeles, acest lucru în colaborare și cu colegii de la Serviciul de Ambulanță, care este un alt fel de parteneriat la nivelul unor instituții publice care trebuie să lucreze într-un mod integrat. Nu pot să spun că am rămas, totuși, nu pot să nu spun că am rămas șocat de și onorat în același timp de gestul dumneavoastră pentru acordarea cetățeniei de onoare. Și asta înseamnă că trebuie să trec pe aici de fiecare dată când sunt în zonă, să văd cum este la localitatea în care, cum spune domnul colonel Dragne, locuiesc cel puțin temporar și sunt cetățean de onoare și mulțumesc, sunt chiar foarte onorat, dar cred că cetățenii de onoare sunt totuși cei care vor deservi această localitate și care o să asigure asistența de urgență permanent pentru cetățenii de aici și pentru cetățenii din jur.
Vă vreau să felicit pe toți care sunt implicați în acest proiect și care s-au implicat, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj și domnul inspector șef, domnul primar, autoritățile județene, bineînțeles, și toți care v-ați implicat aici că să faceți această dorință, acest deziderat să fie o realitate. Succes mult! Sper să nu fie nevoie de echipajul de aici, dar când va fi nevoie de el, să fie la înălțimea așteptărilor. Mulțumesc și succes! Vă mulțumim și noi pentru cuvintele adresate, dar și pentru sprijinul acordat deschiderea acestui punct mort. De Rafat, colonel Marian Daniel Dragne, Tiberiu Marc, Florin Florian, colonelul Adrian Chichișan, Dombi Otilo Ianoș, pentru a face oficiile de onoare prin tăierea panglicii sediului punctului de lucru Smurt Sărmășani. Și aici au și dormitorul unde să stați și tot echipa de... Dacă vrei să faci ceva cu adevărat, atunci se poate. Așa. Se poate face. Principalul este să dorești. Bravo. Aici și a căror siguranță, dar și acces la serviciile medicale de urgență sporește semnificativ de astăzi. Căci veți avea în mijlocul dumneavoastră personal calificat, paramedici competenți și experimentați, care, sprijiniți de o tehnică de ultimă generație, vor răspunde solicitărilor din zonă prompt și eficient 24/24. Mulțumim tuturor celor implicați care au contribuit la implementarea acestui proiect și urăm succes salvatorilor în nobila misiune încredințată. Festivitatea se va încheia cu defilarea trupelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaj și a viitorilor salvatori.
dacă vrei să trebuie. Facem o poză. Facem o poză. Da, da. Imediat vin la noi. Aici stăm. Hai să facem o poză.